Deschidem Sfântul Cuvânt la Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 8, citim primele 8 versete în această seară. Pagina 1065 în Scripturi, Fapte, capitolul 8, la versetul 1, la versetul 8. Saul se învoise la uciderea lui Ștefan. În ziua aceea s-a pornit o mare prigonire împotriva bisericii din Ierusalim și toți, afară de apostoli, s-au împrăștiat prin părțile Iudeii și ale Samariei. Niște oameni temători de Dumnezeu au îngropat pe Ștefan și l-au jelit cu mare tânguire. Saul, de partea lui, făcea prăpăd în biserică, intra prin case, lua cu sila pe bărbați și pe femei și arunca în temniță. Cei ce se împrăștiaseră mergeau din loc în loc și propovăduiau cuvântul. Filip s-a coborât în cetatea Samariei și le-a propovăduit pe Hristos. Noroadele luau minte cu un gând la cele spuse de Filip când au auzit și au văzut semnele pe care le făcea, căci din mulți îndrăciți ieșau duhuri necurate și scoteau mari țipete, mulți slăbănoți și șchiopi erau tămăduiți și a fost o mare bucurie în cetatea aceasta. Amin. Preamărit să fie Domnul Iisus Hristos! Este motivul bucuriei noastre, motivul întâlnirilor noastre. Și ori de câte ori avem ocazia, oricând, oriunde am fi, noi trebuie să-L preamărim pe Dumnezeu și zic Domnul să ne ajute la aceasta, dragii mei. Mesajul care îl port pe inimă în această seară l-am primit din partea Domnului cugetând, mijlocind să am o călăuzire și gândindu-ne la faptul că am intrat într-un an nou, văzând cele care se întâmplă și ceea ce Domnul ne vorbește, am vrut să fie o motivare pentru întreaga biserică într-un mod aparte la ceea ce înseamnă evangelizarea personală sau de la om la om. Dragii mei, ascultând cu atenție mai multele prorocii care în ultima vreme au fost date pentru biserică și nu doar aici, în mai multe locuri, riese un tipar. Biserica așteaptă zile dificile cu prigoane și chiar suferință și cu ajutorul Domnului va fi biruitoare, dar nu se exclude faptul că vom trece prin acele zile care sunt dificile. Această idee, să mai bine spus, această prevestire, pe unii îi sperie și pe alții, așa în ghilimele aș spune, îi amuză. Adică pe unii sperie gândindu-se cum vom rezista, ce ne vom face, ce se va întâmpla cu copiii noștri, unde vom dormi, ce vom mânca, dacă chiar se întâmplă ceea ce se prevestește că se va întâmpla. Alții, poate luând-o așa mai neînserios, vor spune, astăzi prorocii de bau-bau, numai așa ca să sperie oamenii. Las că de când e biserica, toți s-au spus că zile grele, zile grele, acum au venit poate în China, în Nord Coreea, cine știe pe undeva, prin Rusia, printr-o țară mai așa, mai năpăstuită. Dar la noi aici libertate, liniște, n-are cum să fie chiar așa de greu, fiți liniștiți, că astea numai așa, sunt prorocii care să sperie oamenii. Sau alții vor spune, auzi, dacă vine vreme grea, pun cap pe butuc și plec la Domnul. Ce e așa de greu? Mor pentru Domnul. În schimb, e ușor să spunem aceasta și un pic mai diferit să fii pus față în față cu situația când va trebui să plătești prețul pentru credința în Domnul Iisus Hristos. Când ne gândim la ideea de persecuție, aproape nici unul nu se mai gândește la altceva decât la două elemente. Lupta pentru supraviețuire și, în al doilea rând, rugăciunea fervintă să vină Domnul cât mai curând. Că atunci, cu adevărat, biserica va dori să vină Domnul Iisus Hristos. Vreau să vă spun că, la ora actuală, o parte a Bisericii lui Dumnezeu din lumea persecutată strigă, vino Doamne Iisuse. Ei așteaptă cât mai curând să vină Domnul. Dar când burta ne este plină, am mâncat foarte bine la amiază, poate am și dormit ca să ne odihnim un picuț, că e zi de relax și de odihnă, când toate lucrurile merg bine, când e pace în țara în care trăim, când avem tot confortul necesar, că vine Domnul la noapte sau nu vine, nu chiar ne afectează, nu chiar ne încurcă. Și de-ar mai da Dumnezeu măcar încă 50 de ani așa cu liniște, cu pace, nu trebuie să vină chiar acum Domnul, nu este așa o urgență. Pe când, dragii mei, că realizăm că ni s-au luat toate, atunci biserica strigă cu adevărat, vino Doamne Iisuse. Ei bine, ar fi important și de dorit și necesar ca în orice ipostază a vieții, biserica să aștepte să vină Domnul Iisus Hristos. În inima noastră să fie înscrisă acea dorință și dor după cer. Vreau să vă spun, n-are ce oferi lumea aceasta cât poate oferi Dumnezeu în veșnicie sfântă. N-are nici Florida, nici Texas, nici Bahamas, n-are niciun loc ce oferi, ce oferă Iisus Hristos în Raiul Sfânt. De aceea zic în această seară, dragii mei, dorința mea vie este, vino Doamne Iisuse!
Dar până atunci, dragii mei, totuși noi suntem chemați să rămânem în această luptă asiduă pentru așteptarea revenirii Domnului. Mă gândesc că atunci, dacă ar fi o vreme de persecuție, nu s-ar mai gândi nimeni nici la contracte, nici la case ca să construiască, nici la taxe sau la investiții care sunt făcute ca să facem mai mulți bani, ci cele mai elementare lucruri. Să ai ce mânca, să ai ce bea, să ai unde te ascunde să poți dormi în noaptea aceea. E bine, dragii mei, nu știu câți dintre noi ne-am mai gândit și la ceea ce înseamnă nevoia de evangelizare. Să răspândim cuvântul lui Dumnezeu. Oare cine ar mai fi mișcat de nevoia de evangelizare dacă am fi într-un mod sau într-un moment de persecuție? Atunci să scap eu, că scap, că mor, măcar să pot să fac ceva. Cât privește evangelizarea, până aici am avut timp, acum ce să fac? Suntem în luptă, n-are nimeni timp să evangelizeze. De fapt, a spune altceva, nu știu câți dintre noi suntem mișcați de nevoia de evangelizare acum, în libertatea care o avem, dată de Dumnezeu în vremea în care noi trăim. Să avem puterea, îndrăzneala, capacitatea, dorința să-L mărturisim pe Iisus Hristos la cei care sunt în jurul nostru. Și să facem aceasta cu dedicare și cu dorință. Evanghelizare, dragii mei, înseamnă împărtășirea veștii bune ale lui Dumnezeu și înseamnă să o ducem celor din jurul nostru. Fac aici o remarcă importantă. Evanghelizarea nu înseamnă să împărtășesc particularitățile denominației în care eu sunt sau nu înseamnă să împărtășesc particularitățile, dacă vreți, culturii în care eu m-am născut. Noi de foarte multe ori confundăm evanghelizarea cu tiparul cultural în care noi trăim. Evanghelizarea ține de bază cu cel mai fundamental lucru. Toți oamenii sunt în păcat, Dumnezeu a trimis pe Iisus Hristos născut prin fecioară să moară pentru păcatele noastre, să învie ca dovadă că Dumnezeu i-a primit jertfa și fiind socotiți neprihăniți prin Iisus Hristos, să căpătăm înfierea ca să trăim pentru Dumnezeu. Mărit să fie Domnul! Asta înseamnă evanghelizare la cel mai fundamental nivel. Dar noi spunem, dar cum facem cu acordeonul, cu cravata, cu costumul, cu astea chestii particulare culturii în care noi ne-am născut și trăim, dragii mei. Și pentru că noi de multe ori confundăm particularitățile culturale, denominaționale, cu ceea ce înseamnă esența evanghelizării, ne frică să evanghelizăm. Păi să-i spun la ăsta că dacă vrea să fie mântuit, trebuie să facă asta, 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 cum e la noi la biserică. Ei, dragii mei, când vorbim despre maturizare, sfințire, apartenență într-un grup care se numește trupul lui Hristos, aici includem alte componente care, desigur, au particularitățile lor. Dar, fundamental, evanghelizarea înseamnă să împărtășești vestea bună. Omule, te văd trist, am o veste bună. Hristos te iubește. Lasă-mă în pace cu asta. Auzi, ascultă-mă, ascultă-mă. Nu dacă crezi în Hristos, aici nu mai ai necazuri, ai numai bani. Nu, nu, nu. Ci ai garanția vieții veșnice. Că într-o zi trece viața aceasta, trece ceea ce se vede, dar vine Mântuitorul să ne ia acasă și cei ce au crezut în Hristos vor fi întotdeauna cu El, mărit să fie Domnul. Asta înseamnă evanghelizare. Mă întreb, câți dintre noi evanghelizăm pe cei din jurul nostru? Mergem la școală, mergem la lucru, mergem în societate, ne intersectăm cu atâția oameni. Câți dintre noi avem râvna și dorința pentru evanghelizare? Câți dintre noi avem eficacitatea să evanghelizăm pe alții sau să spunem altora despre Dumnezeu? Aș mai adăuga, nu știu câți dintre noi am fi dispus să ne pierdem libertatea pentru evanghelizare. Fratele Richard Wurmbrand consemna în cărțile sale biografice despre cum a ajuns el în pușcărie prima dată. Era la o întâlnire când mai mulți popi, preoți, păstori și oameni care erau lideri cultici erau adunați împreună la un consiliu foarte mare și cei care conduceau din partea comunistă aceea întâlnire au început să ducă niște afronturi și hule groaznice împotriva lui Dumnezeu. Sora Sabina, soția fratelui Wurmbrand, era lângă el și ascultând hulele care se fac și văzând că absolut nimeni nu s-a ridicat în picioare să apere numele lui Dumnezeu, i-a dat un cot și i-a spus, scoală-te și apără numele Domnului. El i-a zis astfel, tu știi că dacă eu mă ridic acum, îți vei pierde soțul. Și aia a spus, mai bine să-mi pierd soțul decât să fie hulit numele lui Dumnezeu. S-a ridicat în picioare, a luat cuvântul și a rostit cu putere și cu îndrăzneală un cuvânt de apărare pentru Dumnezeu.
Drept urmare, la câteva zile după aceea, o mașină de securitate l-a acostat pe drum, l-a dus la închisoare și a urmat câțiva ani grei de tortură și de chin în închisorile comuniste. La un moment dat, unul din oamenii care erau închiși pentru credință în închisoare a strigat, consemnat fratele Vurban în cartea lui, am suferit mai mult ca și Hristos. Și poate ni se pare prea mult expresia aceasta, dar în componenta noastră umană, dacă ar fi să citiți sau să ascultați ce s-a întâmplat în închisorile comuniste, vă spun că sunt lucruri prea groaznice care nici nu mi le permit să le spun de la învonul bisericii. Înțelegând prin ce au trecut oamenii aceștia, îți dai seama ce a însemnat costul evangelizării. Mă întreb, cât am fi pregătit să ne pierdem libertatea pentru Hristos? Cât am fi pregătit să ne pierdem confortul pentru ca să spunem un cuvânt clar pentru Dumnezeu? Nu știu, dragii mei, dar știu un lucru. Dumnezeu are încă oameni care îi folosește. Și vreau să vă spun ceva. Dacă noi ne uităm la mari oameni care stau la învoanele bisericilor, să merg prin lume și fac cruciade mari și aduc Evanghelia și predică la milioane de oameni pe stadioane, vreau să vă spun, cei mai eficienți evangheliști sunt cei care stau pe băncile bisericii. Și printre oamenii aceia sunt oameni care au o dorință vie despre Dumnezeu. Într-o țară din Europa, un om și-a asumat această chemare și făcea cea mai simplă evangelizare. Știți care era? În fiecare zi ieșea pe stradă și oamenii pe care îi întâlnea întrebau o singură întrebare. Dacă mori în această seară, unde te duci? Și mulți așa se uitau, râdeau, alții erau îngândurați și le spunea că Iisus îi iubește și pe ei și pleca mai departe. Un astfel de om care era cuprins de o stare și de frământare, care a auzit întrebarea aceasta, a fost așa de măcinat încât și-a predat viața Domnului Iisus Hristos, a devenit el un evanghelist și un misionar și mai târziu, când bătrânelul acesta acum muria și era foarte deznădăjduit, s-a dus să-i spună, omule, știi că aceea întrebare mi-a schimbat viața mea? El se întreba dacă întrebarea lui a avut un rost, dacă cineva s-a întors la Domnul și omul acesta îi spunea, în urma acelei întrebări, eu am devenit un evanghelist, Dumnezeu a adus mulți la pocăință și spre urma unei singure întrebări spuse de un om neînsemnat, dragii mei, câți mai evanghelizăm pentru Iisus Hristos Domnul? Așteptăm biserica să facă lucrări nemaipomenite, seri speciale, să ducem corul, fanfara, grupurile care cântă foarte frumos, cei care sunt talentați în domeniul acesta, vorbitori scusiți și atunci măcar poate să apocăi cineva. Cea mai eficace evangelizare, dragii mei, este când tu spui celui lângă tine, Iisus Hristos te iubește, aruncă sămânța, că Dumnezeu are putere să facă să încolțească, mărit să fie numele Domnului. De aceea, dragii mei, am intitulat în această seară mesajul Vântul prigoanei suflă sămânța bună. Vreau să vă spun că, de fapt, întreaga mișcare a persecuției în viața bisericii a fost coordonată de Dumnezeu ca să ajute biserica să-și îndeplinească mandatul și în același timp să-i pregătească un teren fertil de evangelizare. Amintiți-vă cei care sunteți mai în vârstă și ați prins vremea comunistă, cum se spunea de faptul că la început, chiar la început, erau multe lucruri scrise despre penticostali, că se întâlnesc, că fac ce fel de lucruri păcătoase și urâtă și omoară copii și câte alte lucruri care sunt necurate. Și oamenii fiind oarecum curioși de ceea ce se întâmplă, au căutat astfel de grupuri. Intrând în părtășie cu frații, ascultând predica, ascultând lucrarea Duhului Sfânt, s-au pocăit și s-au întors la Dumnezeu. Și noi spunem că a făcut rău, mai mult bine au făcut acele acuze, mai mult bine a făcut acel atentat decât rău, pentru că Dumnezeu pe toate le folosește spre slava numelui Său, mărit să fie numele Domnului. Vântul prigoanei suflă sămânță bună. La Ierusalim a început o prigoană cruntă, versetul 1-3. Saul se învoise la uciderea lui Ștefan. În ziua aceea s-a pornit o mare prigonire împotriva bisericii din Ierusalim. Și toți afară de apostol s-au împrăștiat prin părțile iudeii și ale Samariei. Niște oameni temători de Dumnezeu au îngropat pe Ștefan și l-au jălit cu mare tânguire. Saul, de partea lui, făcea prăpăd în biserică, intra prin case, lua cu sila pe bărbați și pe femei și arunca în temniță. Împotriva fraților de la Ierusalim, biserica primară, s-a pornit o prigoană groaznică. Biblia ne spune că Saul făcea prăpăd. Cuvântul folosit aici apare o singură dată în Sfânta Scriptură. În greaca veche, acest cuvânt înseamnă ca un animal, ca o fiară mare care sfâșie carnea. Așa făcea Saul. Distrugea vehement, adică maltrata biserica
lui Dumnezeu. Asta făcea Saul. Intra prin case, lua bărbați, lua femei, nu ținea cont de cine era, ci pe oricine auzea că practică această cale ciudată a lui Hristos, îi lua, îi persecuta, îi arunca în temniță și pe unii chiar îi omora. S-a învoit la omorârea lui Ștefan, cu încă multă bucurie, spunând mai târziu Pavel, după ce s-a pocăit, că atunci, fiind prins în datinea aceea, aveam mare râvnă, făceam tot să fac pe frați chiar să hulească. Îi ducea până acolo să blesteme pe Dumnezeu. Asta făcea Saul și astfel de prigoană s-a pornit împotriva bisericii primare. Dar observați efectul, versetul 4. Cei ce se împrăștiaseră, adică toți afară de apostoli, mergeau din loc în loc și propovăduiau cuvântul. Aș vrea să vă atrag atenție la ceea ce vrea să spun acest verset, că este foarte important să înțelegem esența. Noi ne gândim aici, o echipă bine dotată de evangheliști, predicatori, faimoși, au plecat și evangelizat. Dar nu asta spune Biblia. Observați, toți, în afara apostolilor, au fugit și oriunde au ajuns acești oameni, au predicat pe Iisus Hristos. Dacă vă gândiți, dragii mei, că între fapte 2 și fapte 8, îi preț de câteva zile, câteva săptămâni, câteva luni de zile, de-abia începuse biserica, dragii mei, nu ar trebui trecut ani de zile, acum suntem în anul 200, eram chiar în primele zile ale bisericii primare. Ne spune Biblia în fapte, în capitolul 2, în versetul 41, că la o singură predică a lui Petru s-au pocăit 3.000 de suflete. Mai apoi ne spune în fapte, 8, fapte 4 cu versetul 4, că mai mulți au crezut, aproape 5.000 de credincioși au fost numărul bărbaților care au crezut în Iisus Hristos Domnul. A început biserica să se înmulțească. Mulți veneau, ascultau cuvântul, erau pătruși, se întorceau la Dumnezeu. Ne spune în fapte 5 cu versetul 14, numărul celor ce credeau în Domnul, bărbați și femei, se mărea tot mai mult, până acolo că scăteau oamenii afară, toți se vindecau și veneau la pocăință. Biserica era în creștere. Toți se aduneau, semne, minuni, lucrări deosebite, era Dumnezeu prezent între frați și nu era cum avem noi azi o biserică mare, toți ne leam frumos, liniștiți, ci pe unde se întâlneau ei, Dumnezeu făcea aceste lucrări, oamenii veneau, erau atrași. N-au trecut multe zile, dragii mei, și după aceste puține zile, acești proaspăt convertiți, când pornește prigoana, fug din Ierusalim și ei încep să propovăduiască. Ar fi echivalent cu am spune că în Kitchener pornește o prigoană foarte mare, biserica este închisă și afară de Consiliu Pastoral, toți membrii din biserică fug în alte zone. Și oriunde ajung oamenii ăștia în afară, încep să planteze alte biserici. Fiecare membru în parte. Cel care n-a predicat niciodată, n-a fost la amvonul bisericii, nici măcar nu s-a rugat în comună biserică. Merge afară și plantează alte biserici. Pentru că vântul prigoanei suflă sămânță bună pentru Evanghelia lui Dumnezeu. Același cuvânt care înseamnă împrăștiat, îl găsim în fapte 11 cu versetul 19. Cei ce se împrăștiaseră din pricina prigonirii întâmplate cu prilejul lui Ștefan au ajuns până în Fenicia, în Cipru și în Antiohia și propovăduiau cuvântul numai iudeilor. Ca mai apoi în fapte 13 vom găsi că în Antiohia deja acum era o biserică. De unde, dragii mei? De la cei câțiva care au propovăduit pe Iisus Hristos. Membrii din biserică, nu apostolii, nu frații cu harismele puternice, membrii bisericii au plecat afară și au mărturisit pe Iisus Hristos. Dragii mei, noi am spune că ăștia erau copii spirituali, dar Dumnezeu i-a folosit. Și asta mie îmi spune ceva, dragii mei. Cum ar trebui noi să fim ca și evangheliști în societatea în care noi trăim? Ar trebui într-un an de zile biserica aceasta să se mulțească la un număr ca să nu mai încăpem aici. Știți cum s-ar putea face aceasta? Nu dacă facem noi în fiecare seară evangelizare, dragii mei. Nu-ți vin oamenii așa. Evangelizarea se face când tu îi spui prietenului tău despre Dumnezeu. Îi spui azi, îi spui mâine, e o zi de post, te rogi pentru el și Dumnezeu îi atinge inima. Asta înseamnă să evangelizezi. Observați! Când se amestecă o ciorbă, iese un miros plăcut din mâncarea care o faci. În momentul când începe să se amestece prin persecuție biserica și începe să fie învolburată și este împrăștiată, mireasma vieții lui Hristos începe să se răspândească. Aș spune, dragii mei,
că membrul de rând din biserică ar trebui să facă trei lucruri ca să fie un creștin eficient pentru împărăția lui Dumnezeu. Și de aceea vă spunem, acest mesaj are scopul să motiveze biserica să începem mai mult să-L propovăduim pe Dumnezeu. În anul acesta să devenim evangheliști eficienți în a chema oameni la pocăință. Doamne, ajută la aceasta! Observați ce ar trebui să facă membrul bisericii din Kitchener. Nu păstorul, nu lucrătorii, membru care stă pe banca bisericii din Kitchener. Ar trebui, în primul rând, dragii mei, să aibă un foc în inimă pentru evangelizare. Cei ce se împrăștiaseră mergeau din loc în loc și... Eu aș spune că oamenii ăștia acum alungați din Ierusalim au pierdut casa, au pierdut locuința, au pierdut ce au construit o viață întreagă. Și acum, luați de acasă, vor fi spus, măi, dacă nu mai putem sta acolo, hai măcar ne relocăm, dormim din coace, ne facem o casă, ne angajăm aici, începem să ne construim un viitor în această altă cetate. La Antiohia? Antiohia este. Am auzit că au paturi mai bune în Antiohia. E fundația mai bună pentru case. O să... Mărit să fie Domnul, că e o mare biruință pentru noi. Dar ne spune Biblia că cei ce se împrăștiaseră mergeau din loc în loc și în loc să-și facă un viitor de mâine, propovăduiau cuvântul lui Dumnezeu. Așa de animați și mișcați erau de cuvântul Domnului, încât vroiau să spună la toți că vine Iisus Hristos Domnul, că i-a mântuit prin jertfa sfântă, că este iertare la crucea lui Iisus Hristos. Oare noi avem această dorință? Uitați-vă la conversațiile noastre. Ne întâlnim cu cineva pe stradă, sau la magazin, sau un prieten, sau un coleg la lucru. Ei, ce faci, cum îi, cum îi, au politica, vai, vai, lasă politica, premierul, prim-ministru cu tare. Îi vorbim pe toți de rău, ne vorbim numai de business și afaceri și plecăm satisfăcuți că am avut o conversație. Cât din discuțiile noastre au de-a face cu Dumnezeu și Hristos? Dar suntem fanatici? Dar mai numai noi să... Lasă-mă că e un cadru. Când vine la biserică, aude. Fals! Pentru că s-ar putea o singură dată în viață să-i se acorde harul să audă despre Dumnezeu. Știi că acea dată poate fi întâlnirea cu tine când îi spui despre Hristos? Știi că acel moment poate fi momentul decisiv când Domnul îl cheamă la pocăință? Mi-aș dori să pună Domnul un foc în noi să evangelizăm pe cei din jur. Mi-a plăcut mult această întâmplare și am spus de mai multe ori. Povestea frate Dragoș Croitoru că a venit o fată la botez și fiind întrebată din lume, de la ortodoxi, și venind la biserică, a fost întrebată, cine te-a adus la biserică? Cum de-ai ajuns la noi? Și zicea această fată, eram la școală. Și în timpul pauzii, când toți se jucau și fugeau din coace încolo și mergeau, două fete din clasă, de la biserica aceasta, s-au pus una lângă alta și au început să cânte. Încă mai este loc la cruce și pentru tine, dragul meu. Și pentru tine la Golgota a murit Fiul lui Dumnezeu. O vino azi, o vino azi. Te cheamă azi o voce blândă. Încă mai este loc la cruce, o vino azi. Așa de pătruns a fost de cântarea aceea, încât Dumnezeu a cercetat-o, s-a întors la Dumnezeu, a luat botezul în apă și a intrat în familia Domnului. Nu știi când Dumnezeu cheamă pe cineva și tu gândești, las că mai vine Crăciunul data viitoare. Facem iară un concert și poate atunci ghița mea o să vină și el. Până atunci spune-i tu că vine Hristos, spune că Dumnezeu îl iubește, spune că i-a spălat păcatele și vine Iisus Hristos în curând. Mărit să fie numele Domnului! Doamne, pune un foc în noi de evangelizare! Da, fanatici să fim. Pavel spune, pentru voi ne-am ieșit din minți, suntem nebuni în fața lumii acesteia, dar avem un singur țel, se întoarce Iisus Hristos în curând. Eu nu știu când vine Domnul, nu știu cât mai am. Pentru alții va veni Domnul mai târziu, poate pentru mine mai devreme. Până atunci, alerg spre țintă și îmi doresc să fac tot ce pot pentru împărăția Domnului. Doamne, ajută la aceasta. Ai acest foc în inimă? Nu știu ce ți-ai propus în anul 2023, să mai plătești o viză afară, să mai vinzi o casă, mai construiești un pământ, mai faci investiție, te muți în România, nu știu ce ai în plan să faci, dar ți-ai pus în minte, în anul ăsta, măcar 10 oameni vreau să audă pe Hristos din gura mea, măcar 10 oameni să se întoarcă la Dumnezeu. Doamne, pune un foc în noi, un foc de evangelizare, pentru că a ajuns biserica în apatie, dragii mei, din cauza că ne-am împotmolit și am uitat marea trimitere. Știi de ce îți mai dă Dumnezeu încă o zi de viață? În momentul când te-a mântuit Dumnezeu, ai putea pleca acasă. Ești gata, te-o mântui Domnul, pleci la Domnul, am fi glorificați, măriți să vedem ce frumos ar fi. Dar Dumnezeu mai îmi dă în fiecare zi, încă o zi de viață, ca să-mi fac rostul în lumea aceasta pentru împărăția lui Dumnezeu.
În Marcu, capitolul 13, ni se spune că acel stăpân care pleacă în altă țară, împarte autoritate robilor săi, dă fiecăruia ce trebuie să facă. Știți că în Biserica lui Dumnezeu nu sunt șomeri? Fiecare are o chemare, dragii mei. Scopul venitului la biserică e ca să fim echipați cu cele necesare, să fim eficienți afară. Scopul slujitorilor e să predice cuvântul, ca eu să fiu întărit, să cresc și apoi când ies afară să am argumente, să pot predica, să pot spune că vine Iisus Hristos Domnul. Doamne, pune un foc în inima noastră ca să evangelizăm pe oameni. Ai rude, ai frați, ai prieteni, îți cunoscuți din familie, cheamă-i la Dumnezeu, că nu știi câtă vreme li se mai acordă, nu știi când Dumnezeu le va mișca inima. Doamne, pune un foc în noi de evangelizare. Membrul bisericii din Kitchener trebuie să fie omul cu un foc pentru evangelizare. În al doilea rând, dragii mei, membrul bisericii din Kitchener trebuie să aibă o dragoste pentru toți oamenii. O, Doamne, ajută-ne la aceasta! Versetul 5 ne spune astfel: Filip s-a coborât în cetatea Samariei și le-a propovăduit pe Hristos. Nu știu dacă puteți să înțelegeți ce înseamnă acest cuvânt pentru contextul în care trăiau ei atunci, dragii mei. Dacă mergeai în altă zonă și ca să te treci pe acolo, cel mai simplu era să treci prin Samaria, mai bine te încasai cu mai mulți bani de cheltuială și ocoleai toată Samaria, numai să nu fii călcat într-o ținut a samaritenilor. Aș jigni pe cineva să spun că și noi avem poate anumite nații, popoare care ne plac sau ne dezgustă, că așa sunt oamenii. Nu mă exprim în această seară. Dar gândiți-vă că avem și noi poate nația cu tare, vai de ei, vai, neamul meu a fost contropit de ei și de aia eu sufăr acum și supărat și mânios. E așa cum îi vezi tu pe aia, încă mai rău îi vedeau evreii pe samariteni. Și ne spune Biblia că Filip, cuprins de focul evangelizării, de dragoste după Hristos, se coboară exact în țara care era cea mai urâtă de către evrei. Și lor le predică Evanghelia. Asta înseamnă să te uiți la un om, să-l estimezi în ochii tăi că e un om de jos, nici măcar nu merită să-i spui despre Hristos. La ăla să-i spui de Domnul Iisus Hristos. Asta înseamnă să ai o dragoste pentru toți oamenii. E ușor să spunem la aia care ne place, clasa înaltă, aia care sunt îmbrăcați frumos, care sunt civilizați, care mestecă frumos la masă, de aia ne place. Dar aia care sunt așa mai neciopliți, aia las că eu evangeliza alții. Ce ne facem cu samaritenii? Lor cine ne spune despre Hristos? Poate e un coleg care e transversit, poate e unul care e pe invers, cum zicem noi, poate e unul care are cine știe ce alte gânduri în cap, e ateu, înjură pe Dumnezeu. Pe ăla evangelizează-l, că nu știi când Dumnezeu îi mișcă inima și un cuvânt într-o zi îi schimbă natura. Știți că oamenii de afară sunt flămânzi după dragoste, dragii mei. De aceea observăm toate catastrofele de azi, că oamenii sunt flămânzi după dragoste. Și în nevoia aceea, dacă vreți, țipă în exterior, se îmbracă chicios, țipă ciudat, se comportă urât, pentru că vor să atragă atenție, au nevoie de dragoste. De aceea este lumea cum este. Și cine să le arate dragoste adevărată dacă nu mântuiții lui Iisus Hristos? Prin aceasta vor cunoaște oamenii că sunteți ucenicii mei. Și noi, penticostal conservator, cum spunem, am zice, prin aceasta vor cunoaște. Când veți purta batic, când veți purta fustă, când nu veți purta cutare, când nu veți bea cafea, când nu veți face... Atunci vor cunoaște oamenii. Vor cunoaște oamenii că sunteți ucenicii mei când veți avea dragoste unii pentru alții. Și dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt, mărit să-i fie numele. Mai aveți dragoste, dragi frați penticostali? Sau degeaba venim la stăruință? Să vorbim în limbi odată, e degeaba, dragii mei. Aia nu e experiență plinătate Duhului Sfânt. Dacă ar fi Duhul Sfânt în mine și în tine, avea așa o dragoste pentru oameni, că ți-ai dat viața pentru oricine. Da mai pentru frați, da mai pentru cei din jur. Doamne, sfințește-ne inimile! Doamne, toarnă dragoste în inimile noastre! Asta înseamnă să iubești pe oameni, pe cel mai de jos, să-L dorești pentru Iisus Hristos, să ai cuvânt de apreciere, cuvânt de ridicare, de mângâiere, balsam vindecător pe buze. Doamne, dă-ne aceasta! Membrul bisericii din Kitchener trebuie să aibă o dragoste neprefăcută pentru toți oamenii. Știți că oamenii își dau seama când te prefaci? Iertat-mi spuneți, nimeni nu este... fără înțelegere, judecată. Toți știm. Când cineva e fake, e fake. Merge la magazin, hi, how are you?
Îți dai seama că îți mai spune că așa e jobul, că trebuie să spună. Nu vrea să spună, da? N-ar de ales. Îți dai seama. Dacă în cineva vezi că stă 5 minute cu tine, vorbește, te întreabă cum ești, măi, cum e mama, cum e tata, cum e frate, măi, bunică ta aia, ce mai face? O să care-i pasă de mine. Simți, se simte când ai dragoste. De aceea, dragii mei, îmi doresc să avem o dragoste neprefăcută noi pentru oamenii din jur. Și în ultimul rând, dragii mei, creștinul, membrul de pe biserica din Kitchener, trebuie, absolut trebuie, să aibă o însoțire activă a Duhului Sfânt în viața lui. Ne spune versetul 6. Noroadele luau minte cu un gând la cele spuse de Filip când ce? Când au auzit și au văzut semnele pe care le făcea. Căci mulți îndrăciți ieșau duhuri necurate, scoteau mari țipete, mulți slăbănoci și șchiopi erau tămăduiți. Și a fost o mare bucurie în cetatea aceasta. Vei aduce o mare bucurie în Kitchener când te va folosi Dumnezeu să faci semne și minuni. Și acum vei spune, fă-le tu, că de aia ești păstor. Și acum am să vă dau replica înapoi. Marcu 16, versetul 15. Apoi le-a zis, duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Dar cine nu va crede, va fi osândit. Vă întreb, ați crezut în Iisus Hristos? N-ați crezut toți, Doamne feri. Ați crezut în Iisus Hristos? Amin. Altfel nu cred că vă boteza nimeni. Că la botez vă întrebăm, crezi în Dumnezeu ca Tată? Crezi în Iisus Hristos ca Fiul? Crezi că Iisus a murit pentru păcat? Da, cred. Și atunci, cine crede, se botează și este mântuit. Dacă se oprea aici, era tare simplu. Dar merge mai departe Mântuitorul însuși și spune așa, iată semnele care vor însoți pe cei ce vor... Nu cei ce sunt botezați cu Duhul Sfânt, nu cei ce sunt ordinați și vin la stăruință, ci cei ce au crezut când s-au botezat în apă și stau mai departe sub prezența Duhului Sfânt. Iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede. În numele meu vor scoate draci. Când a fost ultima dată când va folosi Dumnezeu pe dumneavoastră, dragi creștini credincioși în Hristos, să scoată un drac afară? Pun o întrebare, dragii mei. Iată semnele care înseamnă pe cei ce vor crede. În numele meu vor vorbi în limbi noi. Asta poate e mai simplă, că mai merg la săruință, vorbim în limbi noi, Doamne ajută. Vor lua în mână șerpi, dacă vorbea ceva de moarte, nu-i va bătăma. Își vor pune mâinile peste bolnavi și bolnavii se vor însănătoși. Iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede. Eu pun o întrebare, dragii mei. Biserică care așteaptă pe Iisus Hristos la răpire, unde ne este credința? Unde ne este credința, dragii mei? Suntem așa de goi, cum se spunea foarte bine vineri seara, așa o coajă frumoasă în exterior, dar înăuntru e gol și atunci e o problemă. Eu îmi doresc din toată inima, Doamne, mai toarne Duhul Sfânt în adunare. Voi veți primi o putere când se va coborâ Duhul Sfânt peste voi. Și atunci îmi veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului. Și la Kitchener vrea Dumnezeu să mai facă semne și minuni. Semnele și minunile, dragii mei, nu se fac în biserică. Ale se fac pe teren, afară, știți asta? Uitați-vă în Sfânta Scriptură. Aproape toate semnele apostolilor s-au făcut unde, dragii mei? Nu în adunare, nu în casa Domnului. Pe stradă, când predicau, a scos un drac din aceea slujnică, a scos un demonizat, a vindecat un bolnav. Pe uliță scoteau bolnavii să se vindece. Asta înseamnă o biserică plină de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și îmi doresc din toată inima noi să fim biserica aceea. Vă spun în acea seară cu durere în inimă, dragii mei, nu mă văd mai mare ca voi, mă văd la fel de slab și mai slab ca dumneavoastră. Avem nevoie de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și dacă îmi doresc ceva, e o însoțire proaspătă și nouă în evanghelizare în anul 2023. Eu nu știu când vine Domnul, dar văd tot mai des că vorbește Duhul Sfânt, că se întâmplă lucruri groaznice, vin zile tot mai grele. Se spunea din partea Domnului, vineri seară, biserica aceasta încă o dată se va închide. Doamne fer că nu vreau asta, dar nu știi când se va întâmpla, nu știi ce vine. Dar până atunci ce facem? Mai stăm să vină un concert? Mai așteptăm o altă evanghelie? Să vină frații România să ne evanghelizeze? Eu și dumneavoastră suntem evangheliștii cei mai eficace. Doamne ajută-ne la aceasta. Când pune Domnul foc în inimă, le spun la toți despre Hristos. Fratele Hozan mărturisea despre o femeie, o țigancă corturăriță, care predica pe Hristos în vremea comunistă. Știți cum, dragii mei? Mergea în piață, se urca pe masă și striga la oameni că Iisus se iubește. Venea miliția, o ducea la post,
o bătea până însângera toată și dădea drumul. Intra înapoi pe stradă, bătută și în sânge, și iară striga, Iisus vă iubește! Și iar o luau, și iar o duceau la post, și iar o băteau, și iar o scăpeau, și mergea pe tren, și iar spunea, Iisus vă iubește! Și alți păstori, și alți frați, alți surori spuneau, noi avem înțelepciune, noi nu facem scene pe stradă, noi așteptăm, dragii mei, ne cheamă Dumnezeu să propovăduim împărăția lui Iisus Hristos, că e aproape să vină. Se va întoarce Hristos și răsplata este cu El. Spun încă o dată și în această seară, pentru ce să-ți răsplătească Iisus Hristos? Faptul că a ta casă are 5.000 de square feet, aia nu-ți aduce răsplată, dragul meu. Faptul că ai mașină cu 500 de cai putere, aia nu-ți aduce răsplată, dragul meu. Faptul că ai mâncat kiwi și banane, eu știu în ce luna anului, aia nu-ți aduce răsplată. Faptul că ai lucrat pentru Dumnezeu, aia aduce toată răsplata din partea Lui. Biserică din Kitchener, avem nevoie de prezența reală a Duhului Sfânt. Oare cum ar trebui să postim în zilele acestea, să strigăm în rugăciune, să ne rugăm, Doamne, mai dă-ne putere și har? Nu știu câți vom pune la inimă mesajul acesta. Poate vă spune că iar exagerări și lucruri extra. Dar eu vă spun un lucru, dragii mei. Eu cred că cei care vor pune la inimă cuvântul Domnului, eu cred că cei care se vor pune sub mâna lui Dumnezeu așteptând putere, Dumnezeu îi va însoți și va folosi. Și ne vom mira într-o zi când poate dintre cei mai neînsemnați, care noi nu-i băgăm în seamă, Dumnezeu îi va folosi să facă mari lucrări, că ăsta e Dumnezeul nostru mare și Dumnezeu totdeauna își apără lucrarea. Dar de ce să nu fiu eu omul acela? De ce să nu fii tu omul acela? Îmi doresc în această seară, Doamne, mai toarnă foc în inimile noastre, mai însoțește-ne cu har și cu putere, mai dă-ne îndrăzneală, mai dă-ne semne și minuni și mai fă-ți numele de slavă prin Biserica din Kitchener spre slavă lui Iisus Hristos Domnul. Amin. Ne ridicăm cu toți în picioare și intrăm în rugăciune, cerând tocmai aceasta de la Domnul. Amin.